Bucurie pentru picii, dar și părinții din Soroca. În lucru este instalarea 3 terenuri de joacă pentru copii în zona de centru, tricotaje și maternității. Terenurile vor include topogane, scrânciube, dar și alte distracții pentru copii. Programarea doamnei primar pentru anul 2022 este totodată de a mai instala terenuri de joacă pentru copii. La moment suntem pe strada Ștefan cel Mare 11. Am făcut, am nivelat pământul și se instalează un teren de joacă. Are topogan, scrinciup, ca întotdeauna pe arcuri, o jucărie care se poate da copiii huți. Cristina spune că până acum băiețelul ei nu prea avea cu ce să se ocupe în curtea blocului de locuit. Acum va sta liniștită pentru că îl va putea supraveghea chiar și de la geam. Suntem foarte mulțumiți, de mult am așteptat, fiindcă era aici urât de tot și copiii vor fi mai... Siguranță, sigur, în fața la atâtea blocuri, atâția copii. Chiar nu aveau nicio ocupație și niciun loc de recreere. Noi o să-i putem supraveghea de pe geam în timpul când ei se joacă aici, în fața blocurilor. Pentru copiii noștri, foarte bine venit. Și mult. Foarte de mult așteptam momentul ăsta. Dar gine că când de data ne duceam la casele vecine. Și da, ia ca să aibă copiii noștri chiar pune să joace. Tare-s bucuros. Ai foarte binevenit, copiii noștri să aibă unii. Sunt de straș, să petreci și timpul plăcut. Suntem foarte satisfăcuți. Sperăm că o să menții mult timp și o să menții curățenia. Și le mulțumim din suflet că iată ne face un mic teren de joacă unde o să avem copiii și la plimbare. Procurarea, dar și instalarea celor 3 topogane de joacă au costat bugetul primăriei circa 250.000 de lei.